O nouă controversă a apărut în jurul lui Alexei Navalny. Doctorul rus care l-a tratat pentru otrăvire a murit în condiții suspecte. Chemat din nou în fața judecătorilor de această dată pentru că Navalny ar fi transmis un mesaj dur magistraților, ce lideri europeni cer eliberarea imediată a acestuia din închisoare. Medicul șef adjunct Serghei Maximișin deținea cea mai înaltă funcție în cadrul spitalului din Omsk, locul unde Alexei Navalny a fost tratat imediat după otrăvire. În momentul internării lui Navalny, doctorul în vârstă de 55 de ani nu a oferit nicio informație presei ruse legată de starea de sănătate a opozantului. Anunțul decesului său a fost făcut de conducerea spitalului într-un comunicat, fără să fie precizată însă cauza morții. Cu regret vă informăm că medicul șef adjunct pentru anestezie și resuscitare în cadrul spitalului de urgență numărul 1, asistent al departamentului Universității Medicale de stat din Omsk, doctor în științe medicale Maximișin Serghei Valentinovici, a încetat brusc din viață. La doar 3 zile de la condamnarea la închisoare, Alexei Navalny a fost chemat din nou în instanță. De data aceasta este acuzat pentru defăimarea unui veteran de război care a apărut într-un videoclip promoțional pentru mandatul președintelui Vladimir Putin. Будете, блин, гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используйте здесь. Для того, чтобы делать этот отвратительный гнусный процесс, но он же не понимает, что происходит. Он читает в бумажке, он не слышит ни одного вопроса и не может на него ответить. Я возражаю, конечно. În cadrul unei întâlniri cu ministrul de externe al Rusiei, șeful diplomației europene, Joseph Borrell, a cerut eliberarea lui Navalny și lansarea unei anchete în ceea ce privește otrăvirea sa. My visit coincides with the arrest and sentencing of Alexei Navalny and the arrest of 1,000 of demonstrators. As you can expect, I have conveyed to Minister Lavrov our deep concern and reiterated our appeal to his release on the launch of an impartial investigation over his poisoning. Statul rus nu a recunoscut niciodată că Alexei Navalny a fost supus unei tentative de asasinat și nu a acceptat analizele laboratoarelor europene.